am fost a lui. Când mă gândesc la asta, îmi vine în minte o stradă pe care mergi, ținând de mâna un om drag. La început e mare, luminoasă, un adevărat bulevard. Apoi cu timpul devine tot mai îngustă. Nu-ți dai seama din prima. Tu mergi înainte fără să privești prin părți. Dar strada se transformă în drum de țară. Apoi e o cărare. Apoi ești nevoită să mergi din urma lui. Apoi trebuie să stai într-un picior. Până la urmă, unul nu mai are loc și pleacă. Atunci nu vrei să mai înaintezi. Te culci la pământ și vrei strada înapoi. Emma, tu ai iubit pe cine nu trebuie. El a iubit cum nu trebuia. Sunt bărbați cărora le pasă. Sunt bărbați care demonstrează. Sunt bărbați care au răspunsuri fără să fie întrebați. Sunt bărbați care ucid cu expresii. Sunt bărbați care pur și simplu sunt. Sunt bărbați care caută o viață întreagă jumătatea lor. O găsesc, o provoacă să renunțe la singurătate și apoi se refugiază în siguranța unei iubiri măcinate de timp. Ciudat, nu-i așa? După urmează plimbările sub clar de lună, săruturile, deprinderea, stresul, răbufnirea, strigătele în noapte, iertările, tăcerea. Și așa o bună bucată de vreme, până lumina de la capătul tunelului devine prea mică și prea slabă. El, în acest timp, o iubește mai mult decât orice. Ea vine supărată de la serviciu, îi reproșează că a stat toată ziua în fața televizorului. Caută de mâncare și nu găsește nimic, plânge la un colț de masă, el o ia în brațe și e gata să-i ofere toată dragostea din lume. Ea se lasă convinsă și parcă noaptea asta e mai frumoasă ca niciodată. Și totuși își dă seama că ceva se rupe încet și cu o forță ireversibilă. El consideră totul firesc și poate uneori chiar îi pare enervant. El o iubește. O iubește cu întrebări. A văzut-o prima oară în lenjerie intimă și fără sutien. Apoi a surprins-o goală prin cameră. O privea mirat când i-a propus să locuiască împreună. Și toate astea au devenit un pretext pentru reproșuri. Cu fiecare zi se părea că cere mai mult și oferă tot mai puțin. Ea însă nu era datoare cu nimic. Ea pur și simplu îi se oferea. Ea avea toate motivele să plece, dar a rămas. A plecat el pe câteva zile, fără să-i spună unde. S-a întors schimbat, mai indiferent și mai închis în sine. El o iubește și parcă atât. I-ar fi vrut ca el să rupă tăcerea cu strigăte, să-l lovească cu reproșuri. Se zbătea singură pe uscat, convinsă că așa e mai bine, convinsă că și lui îi pasă. El era prea îngânfat și rebel ca să mai creadă ceva. Îi va fi dor de fetița cu minte și de doamna frumoasă.
Îi va fi dor să îmbrățișeze un suflet de om cu care avea multe în comun. Va încerca să întoarcă timpul, să-l remodeleze, după niște amintiri frumoase zăcând prăfuite într-un colț. Ea îl va ierta, dar nu își va mai aminti nimic. El o iubește? Sau nu? A cedat. Și-a strâns lucrurile și a plecat. A găsit apoi alte amintiri. În ochii unor femei mult mai rebele. Femei cu chipul gri, modelate după lumea ce le înconjoară. Femei pentru care sexul era mai important decât emoțiile. Iar emoțiile erau mai vagi decât un răsărit de soare într-o zi cu ceață. A iubit. A înțeles. A regretat. Și atât. Tu ai grijă să nu fie doar atât. Ai grijă de femeie de lângă tine. Încetează să o chinui cu întrebări la care nu-ți poate da un răspuns. Mai bine oferă răspunsuri bune la întrebările ei. Dacă ea este puternică, tu trebuie să fii și mai puternic. Dacă ea îți poartă de grijă, atunci tu ai grijă de două ori mai mult. Luptă pentru ea și pentru voi în fiecare zi. Și nu-ți crea impresii că poate vei găsi ceva mai bun. Susțin-o pentru că vrei și nu pentru că trebuie. Pentru asta tu ești bărbat și ea este femeie. Pentru asta ea este femeie și tu ești bărbat. De vorbă cu Emma, de Vitali Cipileaga. Audiobook în lectura lui Nicu Țurcanu și Daniela Burlaca.